Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui, căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Amin. Amin. A lui Dumnezeu, Creatorul, Susținătorul și Stăpânitorul tuturor lucrurilor, care este plin de dragoste și plin de milă față de noi, a Fiului Său, Domnul Iisus, Cel ce este Mântuitorul nostru și Răscumpărătorul nostru, a Duhului Sfânt, Mângăitorul și Călăuzitorul nostru, să fie adusă toată slava, toată cinstea și gloria, și acum și în toți vecii. Amin. Iubiții mei, suntem aici datorită mile și îndurării Lui Dumnezeu. Suntem aici nu datorită meritelor noastre, și suntem aici pentru că Dumnezeu în bunătatea sa și-a înnoit îndurarea față de noi și în această dimineață. Și ne-a dăruit această zi în care să ne bucurăm, să ne veselim. Ne-a rândit această zi în care să venim aici, în casa Domnului, să avem părtășie unii cu alții și părtășie cu Domnul nostru slăvit să fie în numele Lui. Suntem la cortul întâlnirii. La cortul întâlnirii venea poporul Domnului, dar venea și Dumnezeu. Când venim la casa Domnului, venim să ne întâlnim unii cu alții, dar dacă ar fi doar atât, ar fi doar probabil un club social sau altceva. Dar ori de câte ori venim aici, noi ne întâlnim cu Domnul. Noi avem părtășie cu Domnul. Noi ne încânăm înaintea Lui și noi îl preamărim pe Dumnezeu Amin. pentru ceea ce este El și pentru ceea ce face El. Și pentru că suntem copiii Lui, îl slăvim în această seară. Și îl binecuvântăm că s-a îndurat de fiecare dintre noi. Și ne-a mântuit și ne-a răscumpărat. Și în seara aceasta, cu toții spune în toată inima, Iisus Hristos este Domnul. Amen. În fața dumneavoastră stă un rob netremnic și mă simt atât de slab și atât de mic. Am în fața mea oamenii al lui Dumnezeu, pentru care am tot respectul și toată considerația. Și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ori de câte ori sunt în țară fratele Mihai, fratele Mircea și ceilalți care slujesc îi ascult și ascultăm cu multă plăcere. Și de aceea spun că în seara aceasta mă simt așa de nevrednic. Și mă rog ca Domnul să, să dea har în seara aceasta. Am spus de multe ori ceea ce spunea altă dată Gedeon. Doamne, cine sunt eu? Doamne, lucrarea la care mă chem este o lucrare atât de mare. Dar Domnul i-a spus, Gedeon, du-te cu puterea pe care eu ți-o dau. Mă se dute și scoate-l pe Israel din țara robiei, pentru că eu voi fi cu tine, pentru că, de fapt, eu îi voi scoate. Și spun lucrul acesta și de fiecare dată mă gândesc la cuvintele acestea și, Doamne, sunt atât de slab, dar îți mulțumesc că sunt în mâna ta și știu că tu vei da haș, tu vei vorbi în seara aceasta. Aș vrea să vă aduc salutul fraților din bisericile pe care le slujesc. Biserica din Glimboca, Biserica din Toples, Biserica din Bărza. Frate, vă salută cu toată dragostea și vă transmit multe salutări sfinte în numele Domnului. Salutul Bisericii Domnului este la Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdi să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. De asemenea, grupul de frați care ne întâlnim în fiecare zi de luni, la rugăciune, la părtășie, și stăm înaintea Domnului și cerem ca Domnul să aducă vremuri de înviorare pentru bisericile din România, vremuri de înviorare pentru biserică din Statele Unite și de peste tot, cerem de a Domnul înviorare trezirea, cerem de a Domnul plinătatea Duhului Sfânt în viața fiecărui credincios, în viața fiecărui slujitor al Domnului. Și stăm înainte, domnului și ne rugăm și credem că Dumnezeu, la vremea potrivită, va aduce acele vremuri pe care le trecem, le cerem. Va aduce, Domnul, vremuri de înviorare și de trezire în Biserică din România. Va aduce vremuri de trezire în Biserică din America și așteptăm lucrul acesta. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în sensul acesta. Frații, vă salută numele Domnului. De asemenea, frații din conducerea comunității de Cara și vă salută prin fratele Mihus Mihai, președintele comunității. De asemenea, și frații spun, vă doresc mult har și binecuvântare și dorim ca Dumnezeu să-și binecuvânteze lucrarea ta de pretul din Denia. Amin. Pasarul din Scriptură pe care l-am citit în seara aceasta, din cartea psalmilor, este un psalm al omului Dumnezeu David, care își exprimă o dorință și dorința lui David a fost o dorință arzătoare, o dorință fierbinte, o dorință nobilă. David spune, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Un lucru îmi doresc pentru mine, pentru viața mea. Spunea David, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, în Templul Domnului, ca să mă minunez de frumusețea Domnului ca să mă minunez de frumusețea Creatorului. Este foarte interesant faptul că atunci când David scrie lucrurile acestea, nu era încă templu, era acel cort. David, chiar dacă era un împărat, el nu avea dreptul să intre în cort. El trebuia să stea undeva afară. Și cu toate acestea, David spune, eu vreau, îmi doresc fierbinte să locuiesc toată viața în cortul, în casa, în templul Domnului. Nu era nicio imagine, nu era nicio icoană, nu era nimic ca să-L zugrăvească pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-a vrut ca cineva să încerce să-L zugrăvească, pentru că nimeni n-ar putea să facă lucrul acesta. Și David spune, aș vrea să locuiesc toată viața mea acolo, să mă minunez de frumusețea lui Dumnezeu, să admir mărăția lui Dumnezeu și să mă bucur de prezența Lui. Aș vrea în seara aceasta să ne oprim pentru câteva minute la subiectul pe care l-am intitulat frumusețea lui Dumnezeu. Și să vedem care sunt criteriile de frumusețe a lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că atunci când Samuel a mers în casa lui Shai, să lungă pe unul din fiii săi ca și împărat, a mers în casa lui Ișai și Ișai sigur l-a primit cu bucurie. Și Samuel spune, am venit aici cu un scop. Și Ișai își prezintă fiii. În fața lui Samuel vine Eliab, întâiul născut. Și Samuel se uită la Eliab și îl vede înalt, îl vede așa, voinic, și se gândea Samuel, cu siguranță, el este cel pe care l-a ales Domnul. Și Domnul îi spune lui Samuel, Samuel, nu te uita la înfățișare, pentru că eu nu mă uit la înfățișare. Nu este el. Și urmează Șam, și urmează toți ceilalți fii al lui Ișai. Și Dumnezeu îi spune lui Samuel, nu. Sunt ei pe care, cei pe care i-am ales să fie împărați în Israel. Și din urmă, Ișai, întrebat fiind de David, dacă mai are fi, el a spus, mai am unul, este cel mai mic, este cel mai neînsemnat. el este la oi. Și Samuel a spus, nu voi pleca de aici până când nu va veni David. Și în momentul în care David vine în fața lui Samuel, Dumnezeu îi spune, el este cel care va fi împărat al lui Israel. El este omul, spune Domnul despre el, după inima mea. Criteriul pe care Dumnezeu, după care Dumnezeu alege pe oamenii, este acesta. Dumnezeu să uită la inimă. Noi ne uităm în exterior, noi ne uităm în afară. Dumnezeu însă să uită înăuntru. În Noul Testament sunt două lucruri despre care vorbește Scriptura. Și Domnul Iisus însuși spunea că în vremurile din urmă vor fi mulți proroci mincinoși. Și Domnul Iisus spune, îi veți cunoaște după roadele lor, după ceea ce fac ei. Îi veți cunoaște după ceea ce lucrează ei. Dacă vrei să cunoști frumusețea lăuntrică a unui om, să te uiți la ceea ce face el, la ceea ce lucrează ei, el. Dacă vrei să cunoști structura lăuntrică a unui om, să te uiți și să privești la ceea ce face, la ceea ce creează el. Pentru că acesta este criteriul după care Dumnezeu așa clasifică sau, a, sau să uită și privește nu la exterior, ci la interior. Sfântul Petru spune în epistola sa, podoaba voastră să nu fie podoava de afară care stă în împlinitura părului, purtarea de scule de aur, sau îmbrăcămintea hainelor ci să fie omul ascuns al inimii, în curăție nepiritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce spune Petru aici este că Dumnezeu întotdeauna privește lăuntru, privește în interior. Deci Petru spune, podoaba voastră să nu fie cea de afară, și podoaba voastră să fie cea de lăuntru. În momentul în care stau înaintea Domnului, când cei care mă privesc să uită la mine, ce văd ei? Ce izbește privirea oamenilor? Lucrurile din afară sau lucrurile dinăuntru? Noi ne uităm la lucrurile din afară și apreciem pe oameni după ceea ce vedem în exterior, însă Dumnezeu spune că El se uită la inimă, omul ascuns al inimii. Este criteriul după care Dumnezeu ne cercetează pe fiecare dintre noi. Este criteriul de Frumusețea a lui Dumnezeu. Solomon spune în proverbe, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Farmecul unui om, bunătatea lui unui om, frumusețea lui Dumnezeu, unui om nu stă în lucrurile acestea exterioare, ci stă în bunătatea lui, în ceea ce este în inima lui. Este omul ascuns al inimii. David spunea, aș vrea să locuiesc pe vecie în casa Domnului ca să mă minuiesc de frumusețea lui Dumnezeu. Și aplicând aceste lucruri la Dumnezeu, ne uităm la Dumnezeul creației, la tot ceea ce creează Dumnezeu. Și David spune în salmi, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Întinderea lor vestez despre mărăția lui Dumnezeu. Tot ceea ce creează Dumnezeu, tot ceea ce a creat Dumnezeu este extraordinar. Tot ceea ce face Dumnezeu este frumos, este extraordinar este armonie, este simetrie. Tot ceea ce face Dumnezeu este frumos. Când te uiți la o floare, te minunezi și ne minunăm de frumusețea ei. Felul cum Dumnezeu a creat-o. Ne uităm la un copil, la un bebeluș și spunem cât de minunat este Dumnezeul care le-a creat și care ne-a creat. Privim ceea ce Dumnezeu a creat și suntem uimiți de ceea ce face Dumnezeu, pentru că tot ceea ce face El este frumos, tot ceea ce creează El este armonios. Dar ne uităm în a doilea rând la frumusețea morală a Lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeul nostru? Cum este Tatăl nostru care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui? Domnul Iisus spunea lui Filip, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și spune, stăviți să fie Domnul, pentru că ni l-a trimis pe Fiul Său ca să ne-l arată pe Tatăl, să ne spune cum este Tatăl, cum este inima Tatălui. Să vedem această frumusețe lăuntrică a lui Dumnezeu. Spuneam că aceasta o putem vedea cel mai bine în Fiul Său, în Domnul Isus. În momentul în care Domnul Isus spune cuvântul a trecut prin Ierihon, acolo era un om care își dorea să-L vadă pe Domnul Isus. Și înainte de a-L vedea, el l-a văzut Domnul Isus și a spus, că, dă-te jos, astăzi vreau să intru în casa ta. Și toți ei lanți murmurau și vocifereau, cum a intrat în casa unui păcătos, în casa unui vameș? Și acolo în casa lui Zacheu, Domnul se face cea mai extraordinară chemare și declarație. Fiul omului a venit în lume să caute, să mântuiască ce era pierdut. Și aici se vede frumusețea lui Dumnezeu. El a venit să caute, să mântuiască pe cei pierduți. El a stat la masă cu vame și cu păcătoșii. Mântuirea a intrat, spunea Domnul Iisus, în casa aceasta, că și El este un fiul lui Avram. Aici vedem frumusețea lui Dumnezeu. În momentul în care spune cuvântul Domnului că i-au adus la Domnul Iisus o femeie păcătoasă, când cei care au dus au spus, noi am prins-o, atunci când se rușea păcatul, după legea noastră ea trebuie să fie omorâtă cu pietre. Spunea ei, noi suntem pregătiți, în buzunarele noastră avem pietre, putem să o omorâm, dar așteptăm un semnal din partea ta, tu ce zici? Și Domnul Iisus îi privește, Domnul Iisus privește femeia aceasta, Domnul Iisus spune, cel care este fără de păcat, să arunce primul cu pietre în ea. Domnul Iisus a plecat și scria pe pământ, și în momentul când s-a ridicat, spune cu Domnul că toți pârâșii femeii au plecat, toți se simțeau vinovați. Și Domnul Iisus o privește cu compasiune, cu să pe această femeie și îi spune, unde sunt pârâșii? Nimeni nu te-a condamnat și i-a spus nimeni. Și Domnul i-a spus, nici eu, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Frumusețea lui Dumnezeu în ceea ce face El. Frumusețea lăuntrică a lui Dumnezeu Maria Magdalena, o femeie păcătoasă, care a venit la Domnul Isus, care îi spăla picioarele cu lacrimile la ei și le știa cu părul capului ei, frumusețea lui Dumnezeu. Petru, cel care s-a depădat de Domnul Isus, și a spus, nu-l cunosc! Atunci când a cântat cu cocoșul Domnul Isus îl privește pe Petru cu dragoste și spune, Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? Aici se vede frumusețea lui Dumnezeu. Tâlharul de pe cruce. Doamne, când vei ajunge acolo, adu-ți aminte și de mine. Și Domnul Iisus spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Pasiunea lui Dumnezeu, pasiunea Domnului Iisus a fost și este aceea de a recupera, de a reface, de a spăla, de a curăți, de a reabilita. Aș vrea să locuiesc pe vecin în casa ta, spunea David. Ca să mă minunesc de frumusețea ta, Dumnezeule. Pentru că tot ceea ce crezi tu este extraordinar. Tot ceea ce ești tu exprimă frumusețe. Dar frumusețea lui Dumnezeu se poate vedea foarte ușor și din opusul lui Dumnezeu. Tot ceea ce creează diavolul este urât, este asimetric, dezacord, dezarmonie. Tot ceea ce face Dumnezeu e frumos. Dar ar fi aceasta să vă spun că Dumnezeu în toată splendoarea sa, în toată dragostea sa, dorește ca frumusețea lui să fie frumusețea noastră. Frumusețea lui să fie frumusețea mea. Tot ceea ce fac, să fac frumos. Biroane spune, tot ceea ce facem, să facem ca pentru Domnul. Tot ceea ce vorbesc eu, să-L înalțe, să-L glorifice pe Dumnezeu. Vorbirea voastră spune că să fie dreasă cu har și cu sare. Frumusețea lui Dumnezeu să fie și frumusețea noastră. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Are Dumnezeu asta nevoie mai mult ca oricând. De oameni care știu să trăiască frumos. De oameni care tot ceea ce fac, fac pentru, ca pentru Domnul. De oameni care vorbesc frumos, care se poartă frumos. De oameni care să răspândească lumină în jurul lor. De oameni care să vorbească o vorbire dreasă cu har și cu sare. De oameni care să aducă pace, să aducă bucurie, să aducă mângăiere. Vrea Dumnezeu ca frumusețea lui să fie și frumusețea noastră. Este cineva care nu vrea lucrul acesta. Este diavolul care, zi de zi, caută să ne întineze. Zi de zi, caută să ne abată de la calea și de la voia lui Dumnezeu. Am citit o istorie a unui împărat care avea un rob cam neascultător, cam îndrăznic. Și împăratul a înțeles lucrul acesta și într-o zi l-a chemat și a spus, aud că nu asculți, nu ești supus, ești răzvrătit. Și împăratul a spus, te avertizez că dacă voi continua în felul acesta, am să te scot din împărăția mea. Și slujitorul acesta a continuat să fie neascultător, să fie răzvrătit. Și într-o zi împăratul a spus, pentru că n-ai ascultat, Astăzi vei părăsi împărăția și vei pleca de aici. Și l-a scos și l-a scos afară din împărăție. Și robul acesta s-a considerat nedreptățit, s-a considerat că stăpânul n-a fost corect cu el, n-a fost drept cu el și a zis: Cum aș putea să-i fac rău Împăratului? Știa că împăratul a primit un cadou de la un prieten al lui, un vas foarte bine lucrat, un vas de lut, foarte bine lucrat, foarte bine pictat și împăratul ținea tare mult la vasul acela și îl ținea în biroul lui. Și într-o zi împăratul și-a zis, nu e corect să-l țin doar pentru mine, Aș vrea să fie văzut și de toți cei care vin în împărăția mea, în palatul meu. Și l-a pus într-un loc vizibil. Și slujitorul acesta când s-a văzut scos afară din împărăție și s-a considerat nedreptățit, a zis, știu ce am să fac. Știu cum am să-i frâng inima împăratului. Știu cum am să mă răzbun pe împăratul. Și într-o zi, așa, profitând de, de, atenția celor care vegheau acolo, a intrat și a spart vasul acela. Și când a văzut împăratul că vasul lui e spart, a zis slujitorul să-i adunați cioburile acelea. Poate că se va găsi cineva care să le pună împreună. Întrebarea aceasta sigur, la o dimensiune mult mai mare, este ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului, în omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, acea capodoperă a creației lui Dumnezeu, într-o zi a venit cel care a fost aruncat din cer, cel care considera că este nedreptățit și încerca să se răzbune pe Dumnezeu și a spart acel vas. Și a stricat această creație a lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu vrea să fie, Domnul, și frumusețea mea. Și pentru aceasta, Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. Și suntem aici și venim aici, în atelierul lui Dumnezeu, unde Duhul lui Dumnezeu se ocupă de noi și ne prelucrează și ne pregătește să fim asemenea Fiului Său. Să ajungem la statura plinătății sale. De aceea, ori de câte ori venim aici să spunem, Duhul Sfânt, stau înaintea ta și vreau ca să lucrez în viața mea, să lucrez la caracterul meu. Vreau să, tot ceea ce fac să fie frumos, tot ceea ce sunt eu să arate frumusețea ta și măreția ta. Și în măsura în care noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, în măsura în care îl lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, El va lucra sfințire, desăvârșire. Și în momentul în care vom ajunge la statura plinătății lui Hristos, Domnul va veni și ne va duce acolo. Cineva l-a întrebat pe Michelangelo, la un moment dat, cel care a făcut și a făcut multe lucrări de artă, la un moment dat a luat un bloc de marmură și din blocul acela de marmură a sculptat chipul lui Moise, stând pe un scaun cu un tuiag în mână, și prietenul lui l-a întrebat, după ce lucrarea a fost gata, Michelangelo, cum ai reușit ca din blocul acela de piatră să faci o așa lucrare? Și Michelangelo i-a spus, am luat blocul acela de piatră și în fiecare zi am dat la o parte ce nu-i Moise. Și în fiecare zi am dat la o parte ce nu-i Moise. Și într-o zi a rămas ceea ce este Moise. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să dea din viața noastră în fiecare zi tot ce nu-i Dumnezeu. Tot ce e fire, tot ce este eu. Amin. Ca într-o zi chipul nostru să strălucească, într-o zi chipul nostru să fie ca și chipul Domnului Isus. Domnul să ne ajute la aceasta. Și să-mi doresc din toată inima pentru mine lucrul acesta. Și vă doresc, dumneavoastră, tuturor. Și dacă Domnul va mai îngădui să ne mai întâlnim aici, slăbit să fie Domnul, și dacă Domnul va veni, să ne putem întâlni în împărăția Lui. Pentru o veșnicie întreagă să ne bucurăm în prezența Domnului, alături de toți ființii Domnului de pretutindeni, în împărăția stăvită a Lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să ne ajute până atunci să stăm lângă Domnul, să-L slujim pe Domnul și să nu uităm că frumusețea Lui Dumnezeu, Domnul, vrea să fie și frumusețea mea în tot ceea ce fac și în tot ceea ce sunt și pentru toate numele Domnului să fie binecuvântat și astăzi și în toți vecii. Amin.